afară, în spate, deci... Spune-ne, v-a atins și mașina, ce s-a întâmplat? Da, gaură peste mașina și în curte avem pagube mari, deci trebuie schimbat pe graj, toate podeaua, deci tot trebuie schimbat. Deci avem destul. Ce s-a întâmplat? Din ce cauză e mașina așa? Da, de gheață dimineață. Povestiți-ne. Mai mare decât o ouă de găină, mai mare. Deci am și pusă în frigider. Haideți să ne... Da. De 2 ani jumătate și prind cu gaură așa ca și mâna mea. Asta a fost dimineața. Fantastic. Nu-mi puneți lângă una. Vezi că erau și... Așa și mai s-o mai... S-o mai copii. Da. Și erau mai mari de tot. Da. Că erau și mai mari. Și mai mari. E mașina încă aici? Nu. Nu. Nu știu. Uite cum arată. Că deci... Da. Nu știu. O zi răs... Telebon. Mașii cu o dolă mică zoldă la ană, căci vor indieni. Se vede pe plafonul mașinii adâncituri de la gheață. Cât cu gheață când a căzut? Da, s-a spart geamurile la mașini, nu la unul, la mai multe mașini. Deci au făcut pagube cam destul de mari. Deci, pentru noi, țărani, să spunem așa că... Pagube mari. Cum vă numeți? Isa Cristina. Să vede? Îți urmă gheața. Dacă vă arat și vișinele, și perele, și caisele. Dacă și am vă sunam, îți dai seama. Da, că nu. Da.